Bun găsit, stimați utilizatori, a portalului de știri nordnews.md. Astăzi ne-am propus să realizăm un interviu cu unul dintre cei mai importanți actori politici din Republica Moldova. Este vorba despre primarul de Bălți, dar și liderul partidului nostru, domnul Renato Usatăi. Vreau să vă precizez că acest interviu este transmis live, atât pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, cât și pe portalul de știri nordnews.md. Domnule Usatăi, vă mulțumim foarte mult că ați acceptat acest interviu după mai multe participări la emisiuni precum Cutia Neagră de la Mariana Rață, Puterea 4, Gheorghe Gonța sau Secretele Puterii de la Jurnal TV moderată de Alex Kozer. Ați acceptat și invitația noastră de a participa la acest interviu. Vrem să menționăm că realizăm acest dialog în apartamentul domnului primar Renato Usatăi. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Dumitru! Bună seara la toți cei care ne privesc! De la început am vrut să menționez faptul de ce acest interviu este realizat din apartament, deoarece pentru cei care nu cunosc, acum mă aflu pe... Sunt în concediu medical, ca să nu fie speculații că n-am venit în studio sau nu ne-am întâlnit la primărie. Deci asta este motivul pentru cei care nu-l cunosc. Bine, domnule primar, cum vă simțiți dumneavoastră pe timp de COVID-19? Eu mă simt foarte ok. Cei ce sunt de COVID-19, chiar la solicitarea, la recomandarea doctorilor, am repetat un test săptămâna trecută, vineri, și slavă Domnului că a fost rezultatul negativ. Și astăzi problema nu e cum mă simt eu, problema e că sunt deranjat de cum sunt gestionate procesele în Republica Moldova și sunt uimit de faptul că cei ce ține de autoritățile publice locale, deci noi ne descurcăm. Cum apare vreo problemă, cât de mică, vreo întrebare care ar trebui fi hotărâtă prin comunicarea sau prin colaborarea cu autoritățile centrale, gata, ne blocăm. Și asta este... Iată, Bălțul nu a putut evita acest coronavirus. Până la această oră avem 28 de persoane infectate, din păcate 4 persoane decedate. Dumneavoastră, cum ați caracteriza situația în municipiul Bălți la această oră în calitate de primar și de șef al Comisiei pentru Situații Excepționale? Cum stau lucrurile în municipiul Bălți? Municipiul Bălți, conform statisticii, deci sunt 150.000 de cetățeni, suntem al doilea oraș din Republica Moldova, suntem capitala din Nord și lucrurile sunt gestionate. Cei ce ține de personalul medical, de toate serviciile care sunt implicate în acest proces, sunt gestionate ok, deoarece însuși rezultatul că în Bălți la moment, acum la ora actuală, sunt 32 de persoane, din care doi bălțeni erau în Chișinău, deci primele două cazuri o familie, da, cazurile care au fost registrate. Și faptul că noi am început să ne pregătim și am bătut alarma când absolut toți policienii din țară, și cei de la guvernare, cei din opoziție, habar nu aveau. Eu am bătut alarma la timp, deci în luna februarie, când domnul Dodon spunea că și să închidem frontierele, și să oprim avioanele, dar ce să facem, treci pe aici, treci pe dincolo, eu spuneam, oameni buni, cu părere de rău, cum am văzut că deja în Italia au fost înregistrate primele 100 de cazuri, eu am spus că în două săptămâni coronavirusul o să fie la noi în Moldova. Și așa s-a întâmplat. Deci, și noi am început a căuta măști, am început să studiez tot ce era în mass media, da? Tot ce era în mass media despre această maladie, despre acest virus, ca... Deci, orice... știți cum? Orice lucru trebuie să fie consultat cu specialiștii. Vă dați seama. Nu am fost și nu sunt medic, și nu sunt nici o leacă medic cum e Dodon, dar fiecare pas l-am coordonat cu medicii. Spre exemplu, mi-a recomandat cineva o soluție specială pentru prelucrarea încăperilor închisă, dar și pentru trotuare, drumuri, deci pentru a dezinfecta, că acest virus am înțeles că se transformă prin încălțăminte, stă pe haine atâtea ore, rezistă și pe hârtie mai multe ori.
Și am comandat acea soluție și dacă ați văzut și vedeți până în ziua de azi, deci nu se stropește cu acea soluție, dar se toarnă în străzi. Și important că am vorbit cu cei de la Chișinău și am spus cu oameni buni, zic, uitați-vă, costă 5.000 de lei o tonă de acea soluție, din care faci o dizolv cu apă, pentru încăpere 1 la 14 ar fi, produci 14 tone de soluție, pentru stres produci 10 tone dintr-o tonă. Deci cu 5.000 de lei, cu 250 de euro, avem 10 tone de soluții pentru prelucrarea drumurilor, trotuarelor și noi aceste lucruri le-am făcut. Dacă aveam eu posibilitatea ca primar și cei ce ține de, spre exemplu, am vorbit cu domnul Bătăr la Centrul Medic de Familie, zic, domnul Bătăr, am vedeți cum puteți importa, zic, primăria nu poate. Eu deodată m-am uitat, ce spune Comorovski, un medic cunoscut, alt specialiști. Eu am început să caut și utilaje speciale, aceste respiratoare FFP3, care până în ziua de azi conducerea Republicii Moldova nu le-a comandat nici unul, și asta este o crimă și pentru asta trebuie să răspundă și penal. Și până la urmă am înțeles că nu că primăria, dar nici Centrul Medic de Familie, nici Spitalul Clinic Bălți nu poate importa absolut nimic de peste hotare. Deci pot importa doar cei agenți economici care și-au importat toată viața în Republica Moldova. Și ce ține de prețuri, ați văzut? Știm că acum în situația asta, în stare de urgență declarată și instituită mai exact, acțiunile dumneavoastră și ale primăriei sunt limitate. După ce trece pandemia, ce veți face? Care va fi primul pas? În funcție de primar? În funcție de primar. În funcție de primar, noi trebuie să ne pregătim. Ca imediat cum ieșim din această pandemie, să putem da start la toate proiectele care din cauza acestei crize nu au pornit. Mă refer la construcții, reparații, că vă dați seama, astăzi deci se face totul în regim minimum, da, să-i spunem, că să nu spunem, spunem riscul muncitorilor la întreprinderi municipale și vreau să le mulțumesc inclusiv și lor că toate întreprinderile municipale, toate slujbele, deci toți cei care astăzi merg la serviciu. Și încă pentru asta, din partea Chișinăului mai sunt și pedepsiți, cum ar fi cu cazul de două șoferi de troleibuze, unde toată țara cunoaște că nu mai sunt conductori, troleibusele în Bălți și Chișinău sunt gratis. Carabinierii sunt cei care la stații de troleibuse regulează câți oameni să meargă în troleibus sau altul. Și când au fost amendați la suma de 22.500 de lei fiecare șofer de troleibus. Eu m-am întâlnit cu dumnealor și spun, domnul Sată, sunt 4 salarii de-a noastră. Noi nu regulăm traficul. Cum stăm noi la volan și calculăm cât s-au intrat, cât s-au ieșit. Asta trebuiau să o fac carabinierii. Era răspunderea lor. Eu am spus, băi, nori trăiți, dacă pierdem o judecată, și cu părere de rău, procesul judecat a fost pierdut, eu o să achit salariul, o să achit amendă pentru voi și ieri am achitat o amendă pentru acești băieți, dar nu este corect, adică știți cum, ok, am găsit eu soluția și am achitat-o, dar puterea știți cum facem? Ca și cu doamna pensionară din Chișinău care a spus că s-aruncă de la balcon din cauza amenzei de 22.500 de lei, azi i-a dat amenda, noaptea eu am scris că dați-mi, vă rog, am făcut un apel la reporteri care știe cineva numărul de telefon acestei doamne. Dodon, dacă stă pe Facebook-ul meu mai mult decât pe lui, pe pagina mea, dimineața răbde, trimite un deputat, băi, să nu-ți ducă usate, răbde, de ce? Vă dați seama, ei cu o mână amendează, cu altă mână salvează. Adică, când Dodon mai vorbește ceva de bandiți de anii 90, apoi Dodon, nu știu de unii a învățat-o, dar văd că a învățat-o bine, că unul o face pe bunul, adică unul o facea pe rău și altul o facea pe salvatorul, știți cum? Și așa o fac și astăzi. Deci, dacă a ajuns ias că nu știu câți de milioane de lei s-au acumulat din aceste amenzi. Băi, oameni buni, voi ce faceți? Adică, deci, la pensie noi suntem ultimii din UE, dar la amende pentru a ieși afară suntem numărul pe locul întâi. Deci, sunt state, undeva am văzut 150 de euro, undeva 200 de euro. Dacă nu greșesc, cea mai mare care am văzut era în Franța de 400 de euro amendă. Și în Moldova 1100. Bulgaria a anulat amenzile, de exemplu. Bun, sunt state care le-au anulat, dar noi vorbim despre faptul că având cele mai mici salarii și cele mai mici pensii,
Și avem cele mai mari avențe. Știți cum? Ca și cu judecățile în unele cazuri. Și cu poliția și cu alții. Și cu alții. Adică la cei ce ține de mită, noi suntem lideri și cred că nu numai în Europa, dar și ține de globul pământesc. În anul, în vara lui 2019 ați revenit în țară, ați câștigat alegerile și la Bălți și nu doar la Bălți. Ați înțeles acum că Chișinăul poate fi câștigat doar după ce Bălțul ar putea deveni un oraș european? Știți cum? Bălțul, haideți să vorbim real. Dacă eu doar primul lucru care l-am făcut când m-am întors în țară, eu le-am mulțumit bălțenilor că nu m-au trădat. După asta, de ziua independenței, în data de 27 august, eu am ieșit pe scenă în fața la 10.000 de bălțeni și le-am dat o singură întrebare. Vă хотите, чтобы я выдвинул опять свою кандидатуру на мэра города, или я ухожу на пенсию из политики, как бы, и так далее, я не хочу себя навязывать и так далее. Хочу видеть вашу реакцию. Включите телефоны только тех, кто меня поддерживает. Здесь не медиа меня упорнит. Дуар Пентру Астан кандидат. Ши фаптул комфост реалес ел. Ши тот с коллегиями, фицатенц. Глодень, Рышкань, Дрокя, Дунтушень, Кантемир, Вулканешт, Яргара. Инфалешт авем примар. Ну, дар тот с коллегиями сау реконфирмат. Шау реконфирмат мандатул. Астан сам на кну я мукрат корект. Când mergi prima dată candidez, poți să le spui la oameni că băi, că ați fac una, ați fac alta. Dacă nu faci nimic, a doua oameni nu te votează. Totuși în 2015 dumneavoastră v-ați avântat la Chișinău, ne amintim acele acțiuni de protest, dar cumva ați lăsat problemele municipiului Bălți într-o parte. Eu, dacă erau lăsate, oamenii aveau să mă pedepsească. Știți cum? Adică eu nu sunt de acord că eu am lăsat problemele Bălți, haideți să vorbim real. Primăria din Bălți este cea mai transparentă din Republica Moldova și este acest lucru confirmat de Idis Viitorul, nu este opinia mea. Prima. Doi. Am avut noi în 4-5 ani de zile, măcar un scandal cât de mic, câte știri au fost la Chișinău despre calitatea mâncării în școli și în grădiniță. Cu vermi, cu guzgani, mere stricate, carne, cu carne, că nu puteai să o dai nici la câini, domnule Pelin, s-a făcut regulă. Și ei ține de achiziții publice, și ei ține de... deci toate procesele care puteam și le pot eu gestiona ca primar, ele sunt astăzi ok. Da, mai am de muncit foarte mult. Totuși atunci unii bălțeni doreau să fiți mult mai prezent în municipiu decât la Chișinău. Eu le-am spus la oameni din start, și la Bălțeni, în primul rând la Bălțeni, și am spus-o și în campanie acum în 2019, eu vă promit regulă, dar eu trebuie să am grijă și de toți cei pe care i-am susținut. Adică astăzi, spre exemplu, mă telefonează Alexandru Severin, primarul orașului Fălești, ați văzut azi în știri, sunt doar câțiva medici, doctori, și pe ei, pe spate, se ține tot spitalul. Haideți cumva, m-am sunat cu domnul director, domnul Osoianu, medic șef la spital din Fălești. Care e situația? E problemă, e greu, nu sunt medici, a cerut sprijinul ministerului, nu sunt specialiști, nu sunt remunerați așa de bine cum ar trebui. Zic, ok, ca să le ridicăm spiritul la doctor. Mâine dimineață primiți 100.000 de lei de la mine. Deci câte 10.000 de lei la doctor și restul între infirmieri, adică ca cumva să-i stimulăm. Și vă dați seama, adică cum eu pot, da, în primul rând, eu trebuie să fac tot ce se ține de Bălți, dar când apare o posibilitate, terenuri de joacă, Dondușeni, Fălești, Cantimir, Cahul, deci eu niciodată n-am făcut deosebire față de cetățeni. Și vă dați seama, mai ales că astăzi nu merge vorba de o donație, de un teren de joacă, da? Merge vorba și de sănătatea doctorilor, și de sănătatea cetățenilor Moldovei. Eu nu pot să merg pe formulă. Tac, la noi Bălți stăt normal, avem, slava nouă Domnului, doar 30 de cazuri confirmate. Premii, salarii le-am organizat la spital, iată, le-am dus apă, le-am dus sucuri și la pacienți. Mâine dimineață trebuie să mai ducem iar apă, sucuri. Chestia asta, deci noi facem. Eu fac lucruri care trebuie să-l facă statul, domnule Pelin.
Deci, dacă nu era problemă în Fălești, nu era o problemă în alte localități, eu nu mai implicam. Și dacă cineva din Bălți este supărat pe mine pentru faptul că USAT-ul încearcă să hotărască mai multe probleme în țară, au dreptul, să, dintr-un punct de vedere, să se supere pe mine, dar chestia asta n-am ascuns-o niciodată. Eu doar, știți cum, n-am ascuns nimic și tot ce fac. Se mai întâmplă, iată, dumneavoastră în live-uri, am declarat și la alte emisiuni, că sunteți împotriva cumătrismului. Da. De la tribuna Consiliului Municipal Bălți, un consilier municipal, chiar am să-i dau numele pentru că este înregistrat, da. Vorbim de Sergiu Burlacu, de la Partidul Unității Naționale, care declarase că acest Consiliu Municipal este plin de cumetri și, da, și de rude. Chiar și în partidul pe care dumneavoastră îl conduceți. Cum gestionați dumneavoastră? Sunteți, ați sesizat uneori momente de astea de cumătrism în care, nu știu, unul pe altul ar încerca să se ajute? Deci, în Consiliul Municipal este o fină de a lui domnul Grigorișin. Am înțeles că mai este cineva din rude îndepărtate. Dar spuneți-le, vă rog, domnul Pilen, deci sigur că nu e așa cum s-a spus că stăți cu mătrii vecini. Eu, ca să fie clar pentru toată lumea, în comparație cu ceilalți, nu le dau nume, eu în viața mea am botezat mult mai puțin de 10 copii. Deci pentru mine asta este o responsabilitate, că deputații, miniștri, prim-miniștri din Republica Moldova, când e sezonul cu mătrilor, abotează câte 40 de copii pe săptămână. Adică așa e la un sport național. Bun, pentru mine asta, e o obligație, știți cum, adică te duci și să iei colație, adică eu am o atitudine specială. Deci eu când am botezat fica cea mică, deci n-a fost doar sora mea și câteva rude din partea fostei mele soții. Adică la asta. Dar la petrecere au fost 400 de oameni. Adică, de asta eu am o atitudine specială. Uh-huh. Dar vă spun eu, ați auzit vreun scandal de vreo persoană legat din Consiliul Municipal că a privatizat ceva, a fost implicat în vreo licitație, a făcut ceva și n-a fost pedepsită de atât că e cu mătru orșinul lui Grigorișin, oare al meu sau la așa. N-ați văzut așa ceva și nici nu o să vedeți, nu contează, că sunt primarul municipiului Bălți sau voi fi vreodată în altă funcție, da? Nicât încă mă sunt foarte ok în Bălți. Deci, aici am spus, știți cum, am luat-o ca Biblie pentru mine, ca Biblie politică. Ceea ce a spus Lee Kuan Yew, chiar și acum, recent, mi-a adus cineva două cărți despre activitatea lui, deci cum s-au schimbat lucrurile în Singapur. Mulți îl numesc dictator, dar este un om care dintr-o băltoacă a creat... Bine, a transformat într-un stat prosper. Da, dar este corect. Și Lee Kuan Yew a spus un lucru. Am avut doar două căi. Prima cai, ca toți prietenii mei, rudii, colegi de clasă, vecini, să ajungă toți în Forbes, sau Singapurul să ajungă cunoscut ca unul din cele mai transparente de pe globul pământesc. Și am ales-o pe două. Și așa în cazul meu. Eu vă asigur... Și eu, în comparație cu alții, răspund pentru cuvintele mele. Dacă vreodată se va întâmpla că cineva din anturajul USAT-ul, să spunem, nu vorbim de cumătri, verișori, și nu, din va încalca legea, va fi pedepsit foarte dur. Va fi pedepsit, în primul rând, de mine. Deci, chestia asta n-am acceptat. O veți face public? A? O veți face public? Sigur că da. Uitați-vă. Eu sunt foarte atent la ceea ce spun și necătând că sunt acuzat de mai mulți politicieni, dar sunt acuzații false, acuzate, nu au făcut una sau nu face alta. Eu sunt gata oricând să răspund în fața cetățenilor. Toate discuțiile mele, toate întâlnirile mele care le-ați văzut în campanie electorală, ați văzut vreuna să fie înregistrată și doar peste două zile să fie plasat pe internet. Nu. Toate discuțiile la mine sunt publici cu oamenii. Eu nu merg ca Dodon, ca Greceana să mă închid în teatru, pe urmă stai de acolo și nu-mi place și a două zile spun pe internet. Unii oameni îi mai iau la trei parale, inclusiv la ședințele lor de fracțiune, la Chișinău. Dacă eu voi dezamăgi bălțenii, dacă voi dezamăgi cetățenii din Republica Moldova, eu
O să fac un lucru, știți cum că mulți, iată, dar poate usate, unii spuneau că asmandoaie roșă, alții spuneau că asmandoaie... Bine, iată, despre asta vom vorbi. Acum, eu aș vrea da. Să vă întreb un lucru. Anul 2020 este un an... Nu, eu vreau să spun că eu voi răspunde dacă este nevoie și cu capul, pentru, în fața oamenilor. Eu nu voi răspunde niciodată cu capul în fața lui Dodon, rușilor, franțuzilor, ori nu știu... Vă este frică de oameni? A? Vă este frică de oameni? Nu mi-e frică, dar nu are cum să frică. Domnule Pelin, eu dacă am bodyguards, m-ați văzut vreodată undeva ca bodyguard să-mi deschidă ușa, să împing oamenii când intră în vreun căpere. Deci ei stau nici nu se vadă. Eu nu... Deci bodyguards am avut din cauza lui Plahotniuc, Gorbunsov și de idioți criminali de al de dânși. V-au amenințat sau ați avut amenințări? Nu, dacă vreau să vă aduc aminte, primul dosar penal a fost pornit în Republica Moldova pe numele lui Gorbunsov pentru tentativa de a organiza omorul meu, când nu eram, când nu eram persoană publică. Acum. Bun, dar astăzi, avându-l pe... Plahotniuc în America, pe Gorbunsov în Londra, care realizează schemă după schemă, deci nu mă sunt în siguranță. Anul 2020 este un an electoral. Dacă, bineînțeles, nu va fi schimbat magistral de pandemia COVID-19 și unii actori politici importanți. Renato Usatăi va candida la funcția de primar, pentru, la funcția de președinte a Republicii Moldova, pentru că dumneavoastră ați descris mai multe scenarii, cum va decurge această campanie electorală, aceste prezidențiale pentru dumneavoastră. Și cât de hotărât este Renato Usatăi? Am declarat de mai multe ori, orice funcție la care eu voi candida, că va fi funcția de președinte, de deputat în Parlament, sau încă un mandat de primar al municipiului Bălți, eu nu voi candida nici la o funcție până să nu întreb cetățenii, dar să nu întreb, nu în live, salut, candidez sau nu candidez. Deci să o fac așa cum a făcut Tom Bălț înainte de alegerile locale, dacă vorbim despre prezidențiale sau posibile parlamentare anticipate înainte de prezidențiale, acolo vă spun ultimul scenariu al lui Dodon, care l-a dezjucat el acum, l-a stabilit acum de vreo două zile. Nu doar bălțenii, o să fac o întâlnire cu bălțenii. Merg la Cahulf, Aleș, Briceni, merg în toate orașele din țară. Dacă oamenii văd că s-au adunat în piață și îmi spun, domnule Usatăi, mergi, dă-i bătai. Deci eu merg în campanie doar a câștiga, eu nu merg în campanie, că-s particip, că să-l fac gospodar pe unul sau pe altul în turul 2. Dar dumneavoastră înșirați aceste idei, totuși ar trebui să fie un pic de secret, pentru că unii ar putea să vi le fure. Nu? Da, ascultați, știți cum, când îmi fură... Pentru că și dumneavoastră în live-uri deseori spuneți că ba de la mine a copiat unul, a copiat altul. Corect, domnule Pelin, dar ei, dacă aceste idei care ei le copii sunt pentru binele cetățenilor, este ok, nu-i problem, las le copii toată viața lor. Problema este altceva, când ei copii, o promit și nu o realizează. Dodon a luat jumătate din programul nostru pentru alegerile parlamentare 2014. Bine, și a devenit președinte. Să spun, eu vorbesc de programul care l-a copiat și nu a realizat din el absolut nimic. Spre exemplu, ce sunt de programul de mulți copii? Primul copil 20.000 de lei, a doilea 50.000 de lei, a treilea copil câteva sute de mii de lei. Sau 100 sau 200, nu țin minte. Dar, deci, a copiat și nu face nimic. Dodon, știți cum? El este un excroc profesionist în politică, știți cum? Tak, s-a uitat pe sondaj, aha. Oamenii erau dezamăgiți din cauza lui Filat și Plahotniuc de integrare europeană. 2014 vorbesc, că erau ei în fruntea procesului, tak, aha. И только Россия, только таможенный союз. Фок, лагете, Додон, только Россия, только таможенный союз. Аз л-ați auzit vreodată. Deci, el, mâine pe mâine, dacă vede că sunt probleme cu rușii, el și vede că în sondaj o să fie 60% pentru vechi pro-european, Dodonul se devine cel mai pro-european. Dacă vede că nu mai faci țicul politic, o dispărut Punu sau alt partid, Dodon a zis pentru unirea cu României. Deci el e o putană profesionist, știți cum, care nu are nicio... Bun, eu le spun lucrurilor pe nume. Deci, și am spus profesionist, n-am spus iubitel. Înțelegeți? Iubitel asta, dacă așa, dar eu la misiuni, ia că ne uităm la astăzi la publică, breaking news, ținii de sondaje. Partidul Socialiștilor în top, din partea lui Usatăi, niciun deputat nu ajunge în Parlament conform sondajelor. Este atât de ridicol acest lucru și când Dodon la Gonță dă unăză.
Noi facem sondaje fiecare săptămână. În primul rând, apropo, el a recunoscut că face sondaje fiecare săptămână. Sondajele care le face Dodon, fiecare sondaj costă între 15 și 20 de mii de euro. Unu. Domnule Dodon, nu vrea să ne spui în situația în care se află țara. Da, înțeleg, este fondul, fundație prime, doamne, dar 15 și 20 de mii de euro per sondaj, 100 de mii de euro de luni, de unde el le e pentru acest sondaj? Și el, el situația reală o cunoaște. Dar oamenii minte. Eu și ei ține de Dodon, dați vă două, anume să demonstrez că e putană profesionistă, nu altceva. Deci, можно ли верить опросам Додона? Chiar acum am rugat colegii scoate o imagine. Ce a spus Dodon la Gonța acum câteva zile? Că pusate faci sondaje la terasă cu prietenii, nu știu, dar el le faci cum trebuie. Și a spus Dodon tot la Gonța 6 luni în urmă. Iată, chiar vă rog să... Nu știu că operatoare și mărească puțin imagine. O secundă. Cine? Так, я хочу спорнеть, свадьба этот ломик. Есть у видео форец корт. Будете обкомлю сейчас суд, Вреслава Настас, Рената Усата? Чене. Может, любой губернатор? Да я не совсем. Вот это было сандажи. Что, кем так испротинишь, но перед нас, и боится стал перебинишь. Ну, депенди, у них факт сандажи, в офичу куй. Так, фачем в офичу салу ла терасы ку экипа, в его сандажи. Noi facem măsurări în fiecare săptămână. Ce rol nu știm. Eu facem măsurări în fiecare săptămână. Socialiști au candidat la Bălț. Socialiști au candidat la Bălț. Octombrie 2000. Nu o să spun numele, că spuneți că facem... Dar care e rostul să aveți candidat la Bălț dacă e clar conform sondajelor cu Usată ea din primul tur? Dacă vedeți asta e publicitate sau nu? Eu cred că nu. Acolo nu aveți măsurări. Noi avem statutul. Și ce spun măsurări la Bălț? Dinamica e foarte bună. Da? Da, foarte bună. В Бельцах, в первом туре, звезда социалистов погасла. И будет гореть тогда, когда мы ей разрешим, например, новогоднюю ночь. Окей. Аста комменти ди политика. Дар есть он субъект форти импортант, инклюзив шпи порталу Nord News, ши тата масс-медиа либер, индепендент, не Република Молдова, а да, то штириш, пентру аста врел са ли мулцумес ла тос, деварече, кан мерзи ворба де асалва докторий, де асалва четатений, дичь требуя тот са шунязка форцели. Шаста лям пропусу, апропо, și lui Chicu, și lui Dodon, doar și am spus, haideți să includem reprezentanți din fiecare partid de opoziție în această comisie pentru situații excepționale, dispare orice critică. Cot la cot lucrăm, muncim, pe urmă ne clarificăm cu parlamentarii, cu prezidențiali, cu ce doriți. Nu au acceptat. Dar cum să vorbim despre dânși serios, domnule Pelin, când ei n-au acceptat, deci a fost o petiție organizată de un doctor infectat cu părere de rău de la Spitalul Clinic din Chișinău, care a spus să fie introduși minimum 3 doctori în această comisie. Noi în Bălți, apropo, având 2 la moment atunci, am mai introdus, avem 5 doctori în Bălți în comisia specială, că vă dați seama că pe timpul de pandemie trebuie să fie doctori. Dacă Doamne ferește o inundație, trebuie să avem mai mulți salvatori. Și tot așa, deci este o comisie care tot timpul, dar la noi juriști, economiști, tot așa. Și m-a durut un lucru foarte mult când în aceeași emisiune la Gonța și vreau acum această minciună ca să înțelegeți că eu când spun că Dodon e putană politică și un mincinos care se acopere cu religia, care este gata să se acopere oricu ce doar pentru a obține un rezultat politic și asta el o face, deci prin această declarație eu vă asigur că Dodon într-o bună zi a să fie tras la răspundere penală. Nu că vrea Usată, dar din cauza implicării lui și altor funcționari publici a fost blocată ideea mea nobilă, că n-am văzut că nu-i duci cap să organizez un avion și am zis, vând Rolls-Royce-ul, banii la doctori, la testii de pandemie. Vorbesc cu compania ta Rom în România, deci că am aflat că ei au reorganizat un avion de pasageri într-un avion cargo. Nu, ați vorbit despre asta. Da, despre asta am vorbit, dar domnule Pelin, după declarația asta care a fost, iată, adresarea către Parom din 7 aprilie, scrisoare oficială de la fundație, dar înainte de a arăta scrisoarea, eu totuși vreau ca toată țara să-l vadă pe acest Dodon. De ce trebuie să așteptăm până rușii îmi dau avion? Fostul dumneavoastră partener de protest, Renato Usată, zicea că el e gata să pună la dispoziție un avion. Nu,
Тому взяти мульти декларації, не пати диферітор. Актор, актор, Смар Медич, транспортатор Шамель Пати. Я кажу, що це не Свин Сереж. Декларації з факт мульти дарили на користь мудрої літації. Дякую. Дом președinte, după ce vin aceste toni, pentru că, o secundă, nu a fost nicio, ca să fie clar, nu a fost nicio interdicție pentru nimeni dacă vor să aducă care va produce cu cargo, cargo, cu pasagerii, cu charterele pentru pasageri, sunt anumite restricții din ce, pentru că noi trebuie să vedem cum asigurăm gestionarea acestui flux pe intern. Dar nu a fost nicio solicitare la cineva pe cargo că vor să aducă cu avionul marfă din China sau de undeva pentru necesitățile medicale și noi nu am acceptat. Deci dacă personajul respectiv dorea, așa, și era serios în sensul ăsta, putea să comande, să aducă, nicio problemă. Lasă să aducă. Pentru necesitățile orașului sau pentru necesitățile medicilor nu are nicio problemă în sensul ăsta. Oricum trebuie să ai voie de la Comisia pentru o situație excepțională să dai voie cu avionul, nu? Pentru că asta e în toate țările. Toate țările deci care idee, stimați prieteni, toți cei care ne privești, domn Pilin, eu vă arăt acum, am scos pe cealaltă la prinder. Deci, fiți atenți. Deci, este de pe mail-ul fondația, info.fondru@gmail.com, trimisă din 8 aprilie, din 8 aprilie anul curent, pe adresele următare. Anticamera Aron ANSP Guvern MD, Info Achiziție MD, Nicolae Furtună, Aron ANSP, Guvern MD. Și alte adrese, vedeți, da? A fost transmisă scrisoarea, deci doar domnul Furtună, șef la Nicolae Furtună, șef la ANSP, a răspuns. Confirm recepționarea la acest e-mail. În acest e-mail, Dodon care spune că acest personaj, nu știu ce, a promis, actor, declarații, chiar așa de purșel nerușunos fi. Vă dați seama, iată textul la această scrisoare, stimați prieteni, unii eu scriu clar. Deci, prin prezența în contextul situației complicate în care se află Republica Moldova, creată de răspândirea noului coronavirus, așa, și pentru a preveni escaladarea unui dezastru, Fundația Renato Usat informează despre organizarea unui zbor charter cu un avion de tip cargo cu asumarea tuturor cheltuierilor. Aeronava va decola de pe aeroportul internațional Beijing, Republica Populară Chineză și va ateriza pe aeroportul internațional Chișinău, Republica Moldova. Având în vedere însă că este vorba de o rută charter, pentru aterizarea avionului poate fi ales ori alt oraș în care agenții economice au marfa. Deci mai departe să scrie că rugăm această informație, să primim un răspuns, să fie informați toți agenții economici. Este indicat e-mail-ul fondației, numărul de mobil a meu personal și doamne Grițco, care este președintele fondației. Și când în bătaie de joc, fiți atent, astăzi noi suntem în data de... În data de 16. Suntem în data de 16. Deci eu strâng în gura mare, de aproape 2 luni, deja mă gândim poate pe Dodon, Dodon a început să caute avion doar după declarația mea. Și-a sunat agenții economici, nu mergeți cu USAT-i ca zburați cu Dodon, vă dați seama? Adică, din cauza doar să-și facă capital politic, el blochează să ajungă marfa cea mai necesară pentru doctori în Republica Moldova. Și astăzi moare o soră medicală la spitalul din Fălești. A murit cineva din Bălți. Din cauza că un, să nu-i spun eu că știe tot țara cine este el, așteaptă să iei avionul de la Moscova, de 15 l-a mutat pe 18, să vedem dacă ajunge pe 18. Mă gândim ca să-l, știți cum, cel puțin să aibă măcar o rușine, când Zelenski, președintele Ucrainei, o lună jumătate în urmă, o a dus prim Il-76 de 300 de cubometri de marfă, 1 milion de... Au dat un bar, am înțeles că o parte de teste nu erau chiar calitative. Dar costume de protecție, vizierii, măști respiratoare, asta deja este o crimă, asta deja nu-i politic și a făcut Dodon. Și aici eu, oricum, o să adresez, o să sesizez organele de drept, că vă dați seama ce înseamnă cu USAT-ul de avion gratis, din cauza la care statul... Bine. Deci, stați puțin, domn Pilin, prin decizia asta Dodon și prietenii lui din conducere, să nu le dau un nume, să se va clarifica ancheta, ei organizează și o fraudă a statului. Deoarece, ce se întâmplă? Că dacă aduceau această marfă cu avionul care îl achitam eu, asta ce ar însemna? Că semicostul la marfă adus în Republica Moldova
Va scădea cu câteva procente. Nu cu câteva, cu da, cu, depinde de poziții. Pe unele poziții cu 30%, pe altele cu 50% va cădea semicostul. Deci cel puțin ecranele de protecție aveau să ajungă în Republica Moldova cu tot cu vamă, cu câștigul agentului economic, aveți coste în jur de 17-18 lei. Și nu 55, cum le cumpără guvernul. Și s-a întâmplat, numai o sată anunță charterul, a două zi, ies chic în Facebook, 200.000 de ecrane au dispărut de drum, pe drum. Asta sunt două camioane, ca să înțelegi, pe drum din China, de astea le până în ziua de azi nus, dar acei policieni care costă un euro și dacă nu veți aduce în 5 zile, Șchicu, el e matematic, dar îți faci prost ca și Dodon, înțelegeți? Deci, domn Pelin, ce înseamnă usate? Usate de avionul. Voi puneți întrânsa marfa ca să economisiți banii statului. Dumneavoastră, am observat că ați devenit, da, un expert în rutele charter. Ați organizat acea primă... Eu cu avioane charter am zburat foarte mulți ani, domn Pelin, până a venit, m-a implicat. Ați adus, în primul val, da, de migranți prin aceste rute charter. Așa. Până la urmă, autoritățile s-au autosesizat, au pornit și ei această campanie de a duce concetățenii noștri. Dar asta nu e campanie, asta e bătaia de joc, cum domnule Usate, se întâmplă în felul următor. Revenim totuși la alegeri. Recent, președintele sau de onoare al Partidului Democrat, domnul Dumitru Diaconu, a declarat că președintele țării ar putea fi ales de către Parlament. Cum vedeți dumneavoastră acest scenariu și cum va fi el dezvoltat? Nu cred eu să meargă Dodon la asta, de asta că dacă nu în prima zi după această tentativă a două zi va fi arestat. Pentru că ați făcut referire doar și la acel, și la acel live în care președintele Igor Dodon a spus că noi facem sondaje în fiecare zi. Da. Deci ceva Dodon, deranjează dacă a ieșit Dodon. Dodon într-adevăr a vrut să fie ales în Parlament. Chestia asta a pronunțat el cu gura lui la întrevedere cu Plahotniuc. Înainte de Plahotniuc a plecat din țară pe cele video-ul, dacă vă uitați la ele cu dat atent, ei discută și inclusiv despre alegerea președintelui în Parlament. Deci ideea nu este proaspătă, acum era, este o idee veche. Acum Dodon are frică de revoluție și nu cred că va merge pe acest scenariu. Mai ales că Dodon acum are mai multe discuții cu democrații. Ei sunt divizate în mai multe grupuri. Diaconu de multe ori idee n-are ce face Filip. Filip de multe ori n-are idee ce face Nichiforciuc. Nu mai vorbim de Canduș, de restul care au plecat. Dodon astăzi cu un grup din deputați PD este în discuții ca cunoașteți să... Cunoașteți numele? A? Cunoașteți numele? Sigur nu? Cunosc. Ați putea să dați măcar unul? Acum nu. De și ce? Acum și o să vă explic de ce. Că, ei sunt foarte apropiați, domnule președinte? Nu, pot spune așa, că cu cei cu care Dodon o furat în viață și cu care vrea să fure și în continuare. Pe acest subiect... Unii dintre ei au fost în membri a Partidului Comuniștilor. Nu, haideți să... Eu vă spun o chestie serioasă și noi amândoi ne jucăm. Bine, nu ne jucăm. Eu acum n-ați dau detalii. Haideți să ne oprim la ceea ce vrea să facă Dodon. Dodon le propune felul următor. Băi, haideți să facem un show. Eu ies, propun ca să fie interzis partid ușor, ca și el care a fost implicat în furtul miliardului și de nu știu mehanism acolo. O zis că poate să adreseze CNA-ul, procuratura, la Ministerul Justiției, scoară partidul în afară legii și ușor chiar au făcut multe nebunii, știe tot lumea. Doi, eu împreună cu Maia Sandu o scăpat Moldova de Plahotniuc cu ajutorul partenerilor din exterior și chiar au vrut o colaborare de lungă durată cu blocul acum, dar nu s-o primit, de asta el era ca și cum obligat să meargă în coaliție cu Partidul Democrat și acum el vrea să ies ca jucător de șah și spune că el încă o dată vrea să demonstreze la țară că a jucat șah și acum trebuie terminat Partidul Democrat ca cel mai mare rău care a rămas ca moștenire după plecarea lui Plahotniuc și merge în alegeri anticipate. Eu am rămas șocat când am auzit două zile în urmă, dar versiunea este informația din sursele de la Moscova cu care Dodon consultă toate mișcările lui, adică sursele care chiar am încredere în trânsele. Ce se întâmplă? Vă dați seama, el le spune, băieți, eu vă dau voi, legi la PD, vă las business-ul, contrabanda, drumuri, amușeca din credite, adică Dodon n-are nici oameni buni pentru a fura.
залезе додон, яка ну ж тіком саду, каж ком спойла дос в осуді міді долар діла екран ді протекції, да вий вред з фурі була друга. Залезе садікарі, не вой, де ще кару фура довзись дя. Пєште плагоднюк його крискут пімус. Тресен залезем, да? Шакома додон імітинт кавре са скепи ди партиду демократ. Да, сама ще фрумос мержи. Партиду лошор інтерзіс. Демократ сенчал май маре рев, Și astăzi eu i-am luat în coaliție, ei s-au rupt în două, Candu cu Pro-Moldova nu trece, PD cu Filip nu trece, lui Filip îi pornește înapoi dosarul ăsta cu privatizarea la casa, preș și toate, și oamenii gândesc, nici o sebe Dodon și eu jucat. Ia mai aia dacă a fost proastă și nu s-a ținut de săracul băiet, o rămas în drum, dacă Dodon... Deși el merge la mișcarea asta. Deși merge la mișcarea asta. Domnule Osate. Dacă nu-i termin gândul, n-a să înțeleagă lumea. O secundă. Deci Dodon vrea să încerce, este posibilitatea să organizeze alegeri parlamentare anticipate, că el înțelege că pierde alegerile prezidențiale, dacă se bagă direct în drânsele. Și el vrea cumva să încerce să înfle la alegerile prezidențiale, să fie în frunte, să fie cap de listă, că dacă pierde alegerile prezidențiale, dar el oricum a să le pierde. Uh-huh. Adică să nu rămâie persoană fizică, Igor Dodon, înțelegeți? Băiet cu quadraciclu din Sadova. Adică, și eu mi-e interesant, dacă el își de data asta să înțeleagă, a să încerci oamenii să-i ducă în eroare, oricum Dodon nu are mișcări bune. Domnule Pelin, 10.000 de oameni scriu mesaj, domnule Usate, mă ne umrăm at coronavirusul, mă umrăm at golădă. Toate prostologiile care porcările au făcut el până acum, cum o leacă oamenii și pe aici afară, primul prășit, eu vă asigur că o să fie la Dodon în curte, mă refer la reședință oficială. Dumneavoastră ați spus că Dodon va porni sau va da, reporni acele dosare penale pe numele lui Pavel Filip. Uh-huh. Asta ar reși că Procuratura Generală este controlată de Igor Dodon? Nu, Procuratura, deci sau, Procurorul General, conducerea, conducerea Procuraturii Generale nu se supune domnului Dodon, cel puțin eu nu am deținut și nu dețin nicio informație care ar arăta. Dar atunci cum ar putea porni? Da, păi ascultați, Dodon poate să aibă câțiva procurori, da? Pe tema asta azi discutăm aparte, despre unii procurori și unii polițiști, mai lăsați-vă mai ceva timp să mă pregătesc. Și atunci ați vedeți mai mult împreună cu domnul Dodon. Cum și domnul Dodon, vă asigur eu, că Dodonul a făcut o greșeală, când am spus că nici nu-l duci capul la furat, cum scade, da? Nu mai vorbim de a conduce cum scade cu țara. Deja există niște probe foarte grele, să le spun, și nu de perioada de sisteme Dodon, cu o forea să iasă video unii dă și ori bani, ori Plahotniuc, ori nu, de sisteme Dodon, că cumva în campanie, să-i dăi vă două privetări, Plahotniuc, ușor de genul ăsta. Nu, domn Dodon, probele să iasă despre activitatea netale, deja după și Plahotniuc nu mai era în Republica Moldova. Și asta deja o să fie ceva interesant. De asta, eu oricum, colaborez cu toți cei care astăzi vor bine Republicii Moldova, cu toți cei care nu sunt de acord pentru a organiza unele răfuieli politici care le vrea Dodon, da? Masonii polițiști, discriminat, nebuni ăștia de la SPIA care trebuie să ocupe de securitate internă. Bine, despre asta aș dori să vă întreb. Ați menționat că cineva de la Moscova sau câteva persoane ar putea să intenteze un dosar penal sau să activizeze mai tare acel dosar penal de la Moscova cu ajutorul unor personaje din structurile de forță, instituțiile de forță, și ați dat chiar câteva nume. Am dat unul la început. Bine, sunt câteva, de fapt. La Moscova 1. Așa. La Moscova 1, dar și aici. Mult, da. Vorbim și de Republica Moldova. Da. Persoanele care, totuși, de ce se teme Igor Dodon? De Renato Usatăi sau? Dodon, doar Dodon tot timpul... Știți cum? Un profesional e predatel. Și din toți cei pe care Dodon în viață i-a trădat, nu contează, că e Voronin, că alți oameni, da? Deci el a făcut tot posibil doar ca eu nici nu mă pot întoarce din Federația Rusă. Vorbesc despre luna noiembrie 2018, când mi-au intrat peste 50 de mascați în casă, după asta m-au dus scriu recepiesă, că mai mult niciodată deci m-au, fața părinților care sunt profesori și pensionari,
Сынем блини пикалашнику, кукалашнику пинкасы, мяупус паринцы лапереть. Молдусара хай скрели, чеписок мой мулт, ну прононс на ку негатив нумеля луй додо, ну а тач партию сочалешкур, шатунь во филатине тот окей. Дечь дупа, а че сказ, дом для пелен. Mai știu eu cum am știut eu și știu foarte bine cum se face politica și în Moldova și în alte state. Dar cu această mișcare a fost trecută linia roșie. Puteau să mai acheme la o discuție fără ca să umilească părinții care au lucrat la școală toată viața lor și sunt oameni stimați, cunoscuți și nu doar în raionul Falești unde au activat toată viața. Deci așa ceva nu se iartă. Și dacă Dodon era carmanul prezident, cum îi spuneam eu, la Plahotniuc și de la dân sub matras și l-o chidanit numai atunci când mai mult s-o spărie de ruș. O ajuns la momentul că deja mai mult avea frică de ruș decât de Plahotniuc. Știți cum și-a mers la mișcare Cărmin. În cazul meu și ceva nu o să fie. Și fiți atenți, el nu a rugat să-mi fie pornit un dosar penal la Moscova. În Moscova eu am colaborat și cu organele de drept din Federația Rusă, și din alte state, și susține de activitatea criminalului Plahotniuc, pe parcursul la ultimii 3-4 ani. A fost pornit un dosar penal și ține de Plahotniuc pentru, pentru organizarea unei grupări criminale. Și acolo, landromat, tentative de omor, droguri și multe alte. Deci, Dodon a rugat ca eu să fiu băgat în dosarul lui Plahotniuc, ca complicele lui Plahotniuc la toate aceste crime, ca din prima să fiu anunțat în căutare de ruș, ca companionul lui Plahotniuc și Platon, și doi, ca iar să pornească val, doar din tot din 2014, usat e proiectul lui Plahotniuc. Cum am venit în Moldova și asta? Adică vrea să omoare doi iepuri, da, cum s-ar spune? Dar Dodon, vă dați seama, azi el când vede sondajul real, dar sondajul real, eu vă spun, deci cel puțin care era vreo 10 zile în urmă. Deci, în sondaj, Renat Usatăi 16, Maia Sandu 20, Dodon 30-31. Adică, vă dați seama, Dodon are frică că el înțelege că Maia, dacă are posibilitate să-l bată în turul 2, ab dacă cetățenii mă vor delega și mă bag eu în campanie, ab Dodon, dacă să iei 30% din turul 2, asta încă e mult, înțelegeți? Adică, și astăzi, când vin mai multe mesaje, inclusiv de la mai mulți oameni și eu mă mândresc de faptul, știți de care? Că nu vin de la vorbitori de rusă, care îi numește cineva proruși, eu niciodată așa numesc, sau cei care sunt numiți pro-europeni, pro-români, vin mai multe mesaje de gen, domnule Usatăi, dacă o să participați, noi în turul 1 o să vă votăm pe dumneavoastră, că dumneavoastră în turul 2 sigur îi rupeți pantalonii lui Dodon. Dar mai aia ca să nu se termine cum s-a terminat la Andrei Năstascu, în Ceban la Chișinău. Și eu când am văzut cum crește ratingul și pe ce sunt de rețele de socializare. Domnul Pilin, primeam mii de mesaje, acum le primez 10. Eu vă înțeleg, dar ați menționat un nume. Vorbim de domnul Mămăligă de la Spie. Da, așa. Ați spus că i s-a fost dat indicația să descrie și o legătură dintre el și domnul actual ministru de interne, Pavel Voicu. Deci Mămăligă... Când? Nu, legătura, acest manzărar, Vadim, adjunctul lui Mămăligă, Итецес Динунгень. Первым мы сказали, что на взгляд дом Новойко и Динунгень, что мама Лега и Дякол, что отец Манзарар. Дар, отец Манзарар тот тимпу фос вомылу и Плахотнюк, что по тимпу и Плахотнюк финт шеф аджун Кладос, ел са окупат ку лукру лечели май мордари, что сынди дирекция синч. Адика персекутаря, май мутор пеличень, урмарири легали, май рефер на филаж, interceptări și tot așa. Pe urmă, Cavcaliuc, stând în spatele lor, el doar nu a ieșit la suprafață, Dodon a avut frică să-i dea vreo funcție și acum Voicul convinge apropo pe Dodon. Hai să-l punem pe Cavcaliuc la lucru, că apropo domnul Maxian, care se ocupa împreună de proteste. În Chișinău deja este consilierul domnului Voicu la Ministerul de Interne. Și Voicul îl roagă pe Dodon să-l întoarcă pe Cavcaliuc, doar joara să facă regulă, să liniștim protestele în caz că Усатый, диаспора, что все это тени, и еще поешь на страда. Вода сама. Шкафкалюк, багу вам не луя, чес, ачест Манзарар, активат ла министеру апарерии,
sub acoperire, deci într-o direcție ascunsă. Toți oamenii la Căvcăliuc erau ascunși acolo. După asta, când Voicu a venit la Ministerul de Interne, eu l-am luat în coasă. Și deci, vă dați seama că securitatea internă trebuie să ocupe de probleme de corupție în poliție, sigur nu trebuie să ocupe de căutări, colaborări cu... Care este riscul ca Renato Usate să fie reținut și extradat în Federația Rusă? Deci, legal, eu nu pot fi extradat, deoarece conform Constituției, cetățenii Republicii Moldova nu pot fi extradați. Eu nu cred că Dodon va merge la scenariul ucrainean, cum a făcut-o Plahotniuc Porošenko, să-i manuleze cetățenia moldovnească, ceva din ăsta, să mă bage. Că Dodon are acum probleme cu rușii. El de la început le-a promis, băi, nu vă teme să-i pe Usate, îl bagă în avion, tăta să fie ok. Amu Dodon le spune rușilor, hai poate poliția ați vă protejează, dar voi, oamenii voștri vin cu avionul, intră în țară, haideți cumva să-l răpească totuși ai voștri, adică să ai vedere, rușii să mă răpească, să mă încarce în avion, că Dodon cam să de scandal. Și rușii îi spun, băi Dodon, noi n-am înțeles. Tu ai zis cu Zat, ajungem până la noi în avion. Amu tu ne-am spui că noi trebuie să ieșim din avion, să-l răpim, să-l băgăm și doar poliția va asigura коридору, адика кас мапаты у него ади петрум дуся. Дом на лепелен. Дакси вам там плачет с локрум. Я укредка, я ну эксклуд. Каста штискум, а вон фрикаш, я упаться и комига питос, где каузал усатый, перда лезерли, пердем тотул, потфи, датши бань фуарти марьва, дат сама, мержи ворба. Că dacă se întâmplă ceva cu Usate, la Dodon apare șansa teoretic de a deveni președinte. Dar eu sunt sigur că toți cetățenii, începând cu bălțenii, terminând cu toți cei care trăiesc în alte localități, toți cei care se află în diasporă și nu pot veni acasă, dacă Dodon admite să mă răpească și gândește el ca două să iasă, ia și să răzbiruși că toi vă păhitil, și să mă năcajăm și... Eu cred că oamenii, pur și simplu, să iau furșile și să-l deșurubeze pe Dodon și în prima seară să facă din trânsul pateu de curcan. Oare eu am prea mare încredere în cetățeni, dar eu cred că el o să răspundă dacă el o să meargă la această ilegalitate. Iată, suntem acum în vremuri grele. Guvernul Republicii Moldova, vorbim, se află în această perioadă de pandemie de COVID-19, se descurcă cum poate. Va trece pandemia. Cum credeți se va descurca guvernul condus de Ion Chicu și în timp ce banii din Federația Rusă încă nu au venit, banii promiși de FMI la fel nu au venit încă și, și acea tranșă din Uniunea Europeană? Am putea să ne pomenim într-o criză. Știți cum? Eu pot să vă spun un lucru, că eu dacă se termină pandemia, vedeți că Dodon, chiar dacă se termină situația excepțională, da? Dodon ce vrea să facă? El vrea un lucru, ca oricum că să nu apară nou val de coronavirus, nu știu ce, să nu permită adunări de grupuri mai mult de 50 de persoane. Adică chestia asta vrea să o fac și până la toamnă, până la alegeri. Nu contează, că parlamentare anticipate, că prezidențiale. Deci vrea să o facă ca Ungaria? Sau? A? Vrea să facă ca Ungaria, cum a făcut-o Orban? Să prelungească starea de urgență? Nu, stați, prelungirea starei de urgență e una. Eu vorbesc chiar dacă va fi ea scoasă, gata, se termină coronavirusul. Dodon a spus că în aer, o să-mi țit el fiind o leacă doctor la cap, o să-mi țit că poate mai fi a doilea val de coronavirus, de asta este interzis ca să se adune mai mult de 50 de persoane în piață, în locuri publice. Deci pentru că oamenii nu se poate aduna la protest. Dodon e frică de protest. Cum se termină pandemia coronavirusul? Igor Dodon, cu tot guvernul lui, politic supraviețuiesc maximum o săptămână de zile. Maximum eu vă asigur că într-o săptămână de zile, cum s-a terminat coronavirusul, Dodon îl vedeți în live cum faci frigărul la Ianucovici la mangal. Și cum am spus, eu numai cred că acolo stai maximum vă 2-3 zile, Ianucovici a să-l prind, oare Dodon a furat un șompor, oare a vândut mangalul, și Ianucovici, fiind mai bătrân, dar mai sănătos ca Dodon, să-l înnăduși pe lângă mangalul ăla, înțelegi? Dar dacă reușește să înnăduși protestele? N-are cum. Ați spus că ar putea reveni Gheorghe Capcaliuc. Eu mi-am cerut scuze de la cetățeni cei ce ține de protestele din 2016. Deci a fost o greșeală strategică. Și eu mi-am cerut scuze și pot să-mi cer scuze astăzi încă o dată, că dacă făceam unele lucruri altfel, puteam scăpăm și de Plahotniuc mai devreme. Acum
am făcut lecții din aceste greșeli, văd ce vor cetățenii, dar eu tot timpul am spus că voi face doar ce, nu ce vrei o Renatul Sat, Renatul Sat poate vrei multe, eu voi face doar ce ce vor cetățenii. Cetățenii astăzi vor să scăpe mai tare de Dodon decât de coronavirus. Înțelegeți? Ia că care situație. Bine, eu aș dori să menționez un lucru, că în șirul de reportaje care le-am filmat de la punctele de intrare în țară, vorbim de Sculen și Otaci, mulți cetățeni care au intrat au fost, bine, că cunoaștem până la urmă, sunt obligați să plătească în 72 de ore polița prima de asigurare medicală. În opinia dumneavoastră, dacă ați fi fost dumneavoastră prim-ministru sau președinte, sau cum o făceam eu? Cum făceați dumneavoastră? Păi sigur eu cum. Deci eu zilnic organizam 15-20 de rute. De ce anume 15-20? Bine, eu vorbesc de această primă de asigurare. Dar ele sunt legate acești lucruri. Vă explic de ce. Domnul Plin, toți oamenii care ați văzut dumneavoastră la intrare în țară, i-ați văzut oamenii care merg cum? Pe jos. Corect? Că ei ajung cu taxiurile până la frontieră sau cu Ucraina, cu Republica Moldova sau România cu Republica Moldova, oamenii vin cu taxiuri. Ei ajung undeva cu avioanele, de acolo cu taxiul ajung. Deci acești oameni, am estimat calcul din spusele lor, că acești oameni cheltuie 500 de euro pe zi. 500 de euro pe zi. 500 de euro ca să ajungă până la vama Sculeni sau vama Otaci. Poliția de asigurare la noi costă 200 de euro, domnule Pelin, corect? Da. Oamenii merg în bătaie de joc. Iar că acum au trimis 10 de autobuse la Moscova, biletul 20.000 de ruble, 250 de euro, ca să vii ca autobusul să meargă peste 30 de ore cu cafinele, WC-uri închise pe traseu și în Ucraina și în Federația Rusă. Pentru ce? Că iar firme Flăcăului de la Spia implicate, arunilor lui Mama Ligă și restul, s-au dus firmele să facă bani. Domnule Pelin, vă dați seama când poți același om să-l aduci acasă cu 150 de euro de la Moscova biletul și-l aduci cu 250 cu autobuz și să meargă 30 de ore. Deci este o demonstrare clară, cuiva i s-au făcut afaceri. Acum vreau de săptămâna viitoare să pornesc, deci merge vorba de jucheal de oameni. Dar dacă, cum am făcut eu organizat oameni? Oameni buni, vă organizez avion, achitați-mi costul. Situația e foarte grea în țară, băieți. Trebuie achitat la intrare în țară testul pentru coronavirus, să nu excludem vorbele, că diaspora aduce și virus, și nu stau la carne. Verificați test. Eu vă asigur, fiecare era gata să achite acesta. Persoanele care pot achita polița de asigurare și nu i-a dezbrăcat pe drum, el achită, care nu poate, nu achită, trebuie să achite statul. Cu oamenii ăștia din diaspora au întreținut Republica Moldova 30 de ani de zile cu peste $1 miliard pe lună. Spuneți-mi, vă rog, domnule Pelin, uitați-vă oficial la cifrele. Deci, la moment, până acum, s-au vândut 2000 de polițe de asigurare cu 200 de euro. Deci, statul a adunat 400.000 de euro în acești oameni, la 1 aprilie până acum. Zilnic, acești 2000 de cetățeni care vin cumva să ajungă în țară, cheltuie cât 500 de euro ca să ajungă până la vama, Sculeni sau Otaci. Bine, sunt 1 milion de euro pe zi. A vă dat seama decât idios la și la guvernare, nu-l pot spune. Omul cheltuie 1 milion de euro pe zi, diaspora. 30 de milioane pe lună, ca să dai bani, să-i facă gospodar, firmele de taxi în România, în Ucraina, adică oricine numai să nu cheltuie banii ăștia în țară. Adică s-au creat acestea. Eu înțeleg ce face Dodon. El face totul ca, înțelege că diaspora dacă vine, asta îi pui capul mai repede. Și Dodon are frică ca să vii oameni, că și ce azi mimează, statul nu mi-a copiat ideea cu charterul. Deci, cum mai bine, să fie organizate bine 15 avioane pe zi, și nu merg oamenii ăștia săraci, cu gens în cap, pe jos, cu copii mici de mână, femei însărcinate, știți cum ca la front, merg, când ide отступление, și săraci oameni, merg cu haine, cu mâncare, din cauza la un Dodon, care e o leacă doctor, vă dați seama? Asta este un lucru oribil. Și de asta, la oameni tot timp trebuie de le explicat. Băi băieți, ia ca situația. Eu vă asigur că iată că dacă eu, cum au achitat oamenii din avion, din diaspora când venim, eu am rămas uimit că au achitat pentru cei care nu aveau bani de drum. Pentru unii am achitat eu, pentru alții oameni. Și vă dați, dacă eu le spunem la oameni, stimați băieți, băi, doctorașii noștri scumpi n-au costume de protecție. Fiecare din diaspora, vă rog, punem două coșuri. Unul să ajutăm doctorii și altul
mai mic să achităm charterul lui Dodon Chișinău Ростов-на-Дону, că să nu-ți duc și el pe jos. Dar de ce spuneți că va pleca în Rusia? Dodon? Da. Dar descrieți un scenariu deja de parcă l-ați visat. N-are unde să ducă. El n-are unde mai mult unde să ducă. Deoarece tot ce a câștigat Dodon în toți anii, toate activele lui, majoritatea sunt în Federația Rusă. Despre ce? Orice hoțoman pleacă acolo unde are tătă zăstră. Deci eu când am plecat în Federația Rusă, domnule Pilin, eu în Federația Rusă am activat 12 ani de zile. Am construit casă, tot am făcut public și am avut. Adică n-am ascuns. Dar cu Igor Nicolae, știți cum el, dacă... știți cum, că... Как про ворону и про то, что блестит. Раз ворона увидела что-то блестит, взяла в клювик, полетела куда-нибудь в Подмосковье, сложила. А шо ж Игорь Николаевич? Ну, кладем сюда куркан клювый, мой мариш, соответственно, пальцем капу моему того шардин, там, залезет. Ați organizat charterele, ați vorbit că ați putea să organizați și altele până la aeroportul din Iași. Din Iași, corect. Da. De ce nu vedem o finalitate? Nu este o finalitate din cauza că autoritățile române au spus că dacă sunt doar cetățeni a Moldovei, chiar fiind cu dublă cetățenie, chiar au și pașaport românești, sau merg pe două săptămâni în carantină obligatorie în România, sau se vie de la Ministerul de Externe de la Chișinău confirmare că acești cetățeni vor fi întâlniți la Vama, adică la Vama Sculei, la intrarea în Republica Moldova. Și vă dați seama, dacă ei nu mi-au semnat permisiune să aduc oamenii bine organizat și la semicost, fără să-i strângă din trânși câte 300-320 de euro, cum o plătit săraci oameni și încă o stat în bătaie de joc prin aeroport și în Praga și în Paris și nu numai. Înțelegeți? Deci, Iașul mi-a spus, cu domnul Sat, că puteți ateriza, cu avioanele este ok, le-am găsit, și iar trebuie permisiunea, adică, nu permisiunea, cum îi spune, confirmarea de la Ministerul de Externe, adică, că da, ok, așteptăm pe acești cetățeni. Și vă dați seama că autoritățile la asta nu merg. Domnule primar, va primi Republica Moldova cele 200 de milioane de euro sau dolari? Până la urmă era vorba de 200 de milioane deci, de dolari. Și apoi, nu, erau 500 că... de milioane de dolari. Bine, pot... vorbim de prima tranșă. Da, și apoi urmă s-a ajuns la 200 de milioane de dolari. Nu, președintele deja de 3-4 ori spune 200 de milioane de euro. Dar tu nu poți spui și vrei, domnule Pilin. Vor ajunge, în opinia dumneavoastră, acești bani în bugetul Republicii Moldova? Vorbim de creditul suveran. Uitați-vă, eu când am vorbit vreo 5-6 zile în urmă, am înțeles că era cam problemă acolo. De atâta că, în primul rând, lui Dodon i-a spus că el poate să folosească de acolo pentru, nu, cum la moldoveni, la deal de Dodon se spune, atcaturi, da? Merea vorba la 10%, că firmele lui care vor fi implicate în drumuri și tot așa, adică se poate ceva ce pipi. El are firme? Nu, el nu are firme, proprietarul cărul este din punct de vedere juridic, dar lăsăm tema asta pe puțin mai încolo ca să fie vesel. Nu vreau acum să dau detalii pe acest subiect. Deci, Dodon, dacă se bagă în banii și ea, minimum 50-60 de milioane de dolari din banii și ea vor pleca. Și rușii asta înțeleg. Doi, în Federația Rusă chiar real sunt unele probleme acum, ca și în toate statele din lume, apropo, deci nu e o problemă specială. Dar Dodon, știți cum, darul lui, care este cel mai mare talent al lui Dodon? Dodon fiind fără coloană vertebrală, Dodon e, știți cum, e plastilin și plastilin încă de asta pentru copiii de 2-3 ani șori să fie cât mai molcos ca copiii să nu-i doară degetele, știți cum? Apoi așa e Dodon. Dodon, după toate ce le-am văzut eu și fășel pe Moscova și nu doar pe Moscova când mă aflam în Federația Rusă, eu vă spun că Dodon poate schimbi, Dodon даже може поменять передний привод на задний, și care înțeleg, ați mă înțeleagă acum corect, doar pentru a obține acești bani. Lui și trebuie. Lui trebuie să meargă în open țară, chiar să rămâi el задний приводный, cum i-am spus eu. El trebuie să meargă și ceva să rete. Chiar ca 3 milioane dau să facem o tipliță la Cahul.
5 milioane de dolari să facem un complex. Vorbiți din aceștia, din aceștia 200 de bani? Din aceștia, da. Dar tot bani vin bani sau nu? Vin sau nu bani? 5 zile în urmă erau probleme. Eu cred că până la urmă se vin. Tot domnul, pur și simplu, de atâtea ori au dat fundul la bătaie, eu cred că n-au cum să nu vii. Adică dacă nu-i vin, apă, chiar îmi pare rău de Dodon. Totuși, iată, domnule Usate, Uniunea Europeană a adunat în ultimii ani Republicii Moldova aproape 1 miliard de euro. Pentru, și acum 87 de milioane pentru combaterea pandemiei. Iată cum credeți. Dodon, de fiecare dată, am văzut recenta ieșire, a spus că Rusia, China, România, Elveția au ajutat. Deocamdată Uniunea Europeană rămâne la nivel de declarații. Credeți că această declarație pe care a rostit-o el sau acest text pe care l-a rostit el a fost dictat de Moscova? Știți cum? Dodon nu prea a fost în viață din cei ce ține minte omul care a fost dictat de cineva. Dodon singur tot timpul se bagă. Ori în pantalon la cineva, ori sub fustă, înțelegeți? Adică el putea singur să o facă pe не знаю, cum zic rău, știi? Adică, da, a făcut-o și el pe neznaiu, gândit, da, pamuși poate dacă mă bag la cineva sub masă. Adică, poate fi, nu este obligatoriu că a fost inițiativa cuiva de la Moscova. Puteți să o facă, Dodon, să le arăt el. Eu doar când mă uit discursurile lui, când, și discursuri are el când vorbești cu Europa Liberă, cu Protevie, cu Altpăr, când îl vezi la Moscova. Только Россия нас спасет. Без вас мы никто и ничто. Нас размажут. Эй, чего ты говоришь? Поколу морок, да, косараши. Депутат, мой молц, Дебырса, Дуамни, Терешкова, Вестита, Челебра, Космонаут, Шмолц, а ты ж ты скум, каре. Ну, лауди, пидудон, алсу, дембини, ну, вот, шо, мой мир комбинатель. Да, тут не меньше. Лидеру де ла Контрица, ам 4 ани, да. Де мандат, ну, а фост нич ла Букурешти, нич ла Киев. Аша. Așa. Ca posibil candidat la funcția de președinte, NATO Satei, dacă câștigă, va merge la vecini? Da, nu, este corect ca cu vecinii să începe. Adică aici nu cu Satei, deci este normal. Deci când devii, dacă devine cineva, nu contează cu Satei, ori ai venit veți președinte. Veți avea relații bune? Veți avea relații bune? Sigur, eu sunt sigur de asta. Domnule Pilin, eu n-am avut, dacă nu era... Nu erau partenerii lui Plahotniuc, al de partidul ăștia roșii din România, PSD, da? Care mi-au făcut, mi-au creat mai multe istorie murdare împreună cu media holding-ul lui Plahotniuc, cu Sate, intermediarul lui Iohannis, cu sora, cu mafia rusească, FSB și toate prostiile care le-au băgat acolo. Fix asta mi-a făcut în Ucraina. Și plus când m-am apucat eu încă de Poroșenca cu investigațiile, când am apărut... Când au vrut ucrainenii și de câteva ori chiar să mă reție de serviciile din Ucraina, au fost, deci au fost la comanda lui Plahotniuc. Dar eu vă asigur că, în primul rând, cu vecinii trebuie să fie ok. Nu? Adică, cum poți să părinești mai departe când e probleme la tine și acasă, înțelegeți? Adică, este un lucru care trebuie să fie bine, ca o biblie politică pentru toți politicienii, nu contează. Domnule Usate, dacă rămânem la acest subiect, Igor Dodon a declarat că Crimeea, da, aparține Federației Ruse. Dumneavoastră, ce veți spune dacă ajungeți președinte? Eu mi-am expus părerea și eu nu-s Dodon să ne-o schimb, înțelegeți? Eu care e părerea dumneavoastră? Eu am spus părerea clară, că deci după ce a avut loc referendum în Crimeea, Crimeea este partea Federației Ruse. Că dacă ucrainenii nu au avut... Nu ucrainenii poporul, fiți atenți. Eu vorbesc acum conducerea Ucrainei. Vorbesc de cei care conduceau cu serviciile speciale, cu armata. Dar erau niște obosâți care n-au făcut. Deci, vedeți ce se întâmplă. Doamne ferește să ajungă în Republica Moldova. Situația că cineva se pretindă la 100 de metri pătrați din teritoriul Republicii Moldova. Ați vedeți ce ați fac Usate. Dar ei și eu... Deci ei au, они сдали без боя. Deci eu ești sunt solidar cu poziția lui Lukashenko pe acest subiect. De fapt, asta a fost teritoria Ucrainei. De iure, asta e teritoria Rusiei Federației. Înțelegeți? Și Iulia, deci... Totuși, Crimeea este a Rusiei sau a Ucrainei? Asta Crimeea este a Rusiei, domnule Pilin. În bază, deci ei cum s-au ajuns la referendum? Haideți să vorbim serios, acolo doar nu au mers cu Kalashnikov
Петром, cu Metraliere și au adus oameni în, în... Deci este teritoria Federației Ruse pe care Crimea a pierdut-o. Că rușii s-au băgat acolo și au avut minte mai multe ca și care conduceau atunci cu serviciile speciale din Ucraina. И они профукали этот регион, altfel nu pot să-i spun conducere din Ucraina. Asta e deja este o problemă pentru care trebuie să răspui Poroșenko și toți flăcăișii care conduceau. Dar eu voi spune altceva. Eu tot timpul sunt pentru rezolvarea conflictei de genul ăsta în mod pașnic. Că, și astăzi știți cum? Se întâmplă ceva și pe urmă pe tot globul vă gândesc, băi, cât o vinovat? Stați puțin. Rușa în situația cu Crimea i-au jucat și pe ucraineni, și pe europeni, și pe americani. Deci, când vorbesc de europeni și americani, vorbesc despre faptul că ăștia doar o făceau al de Poroșenko. Mă, pe каждому вопросу советуемся с Европейским Союзом, Соединенными Штатами și mai departe. Și cu părere de rău, situația asta s-a întâmplat. Dar la noi voi spune că dacă se luau unele măsuri la începutul anilor 90, când a apărut problema transnistriană, cum credeți astăzi? Va fi soluționată vreodată problema 5, în format 5+2? Niciodată nu împilim. Vă spun eu. Dar în care soluție, format? Vă spun eu unica soluție ca stermine cu malul drept, malul stâng. Vă spun eu care. Astăzi, orice cetățean care locuiește în Transnistria, el se uite ce se întâmplă la noi. Ia chită gazul mai ieftin. Da, pe spatele nostru, pe spatele rușilor. Da, chit mai... Pensiile sunt mai mari. Apropo, ține de carantină, azi oamenii din partea noastră nu pot intra acolo. Dincolo. Ei s-au pus deodată cu o verificare din perioadă. Adică au luat niște măsuri mai dure măstea. Până n-ar dori cetățenii din, cel, din malul celă. Da, ia nu uitați-vă. Păi stați, cu nebuni, dispărut nebuni, nimeni nu mai spare cu unire sau cu altă, nimeni nu mai spune там, убивать русских și nu știu cum unii îți permit, că de a interzice limba rusă. Dar important vor vedea rezultatele sociale economice. Deși azi mulți vorbitori de limba rusă în Moldova vor unirea cu românii. Chis, uite, слушайте, Ренат, там юстиция работает, зарплаты выше, субсидии, гранты, не надо иметь на шее кумовей для того, чтобы начать какой-то бизнес. Și până acești atitudini față de noi nu vor avea cei din malul stânga Nistrului, niciodată nu va fi soluționat problema. Da, trebuie să ne asumăm că au trecut 30 de ani, oamenii au vorbit doar în limba rusă, trebuie să recunoaștem. Și haideți, în regiunea transnistriană, va fi el numit Dnistrovski район, Бендерский, Тираспол, ну не богам мы детали, да? Латынши сфи до олимпи, адика сфи лимба, адика сфи до олимпи сад, какая проблема? А? Билингва. Да, сфи билингва, калфил нас поз, адика аста сфи о проблема фуарит серьезно, шо уамника нас вады, калор нас лес поз, завтра, шнего дня будете получать только учебники на молдавском, там на румынском языке, нацелясь, адика уам не снайба фрика, шейка нас вады, пенсия моя, марику 30-40 евро, în judecăți nu trebuie să mai duci bani, curcani și de genul ăsta. Eu vă asigur că și din Transnistria, singuri într-o noapte, își vor nu reîntoarce, cum să spun, că ani sami себя освободят, eu mă refer, eu vă asigur că într-o zi poate clarif și cu toți baronii și de pe loc, trebuie să voară cetățenii. Deci, nu vrea clasa adică, politică și n-a dorit... libertatea... Lasă înțeles, eu am de ei singur îi vor da pe toți jos și vor face unire. Am de unire cu noi. Înțelegeți? Adică cum ar fi un lucru normal. Dar astăzi, spuneți vreun motiv pentru pensionare din Transnistria, pentru om de afaceri, de ce noi trebuie să fim astăzi împreună? Înțelegeți? Ei au specialiști de lor, de al de plăhătmiuc, adică... Și cu toate astea, am fost prin spitale la dânși, prin școli. Cel mai important, la noi oamenii pe acamu stau și cheltuie oamenii bani. Pe serviciile comunale, pe magazine și farmacie, atât. Oamenii rămân de, acum... De când ați revenit în Republica Moldova în vară, așa? Ați discutat cu Igor Dodon? Cu Dodon am discutat o singură dată atunci când intram în țară. I-am spus, Igor, eu o să ajut cu și pot,
Sunt gata să mă întâlnesc cu tine și cu doamna Maia Sandu, zic, mă duci pe mine capul la mult, n-aveți grijă. Actaman în ziua și eu părut știrea că el a spus că este acuzat familia lui, amenințat familia lui. Zic, Igor, eu prin asta am trecut, am mult, vezi ce înseamnă? Zic, eu prin asta trec 3 ani, dar tu 3 zile din care 2 le-ai dormit la ambasada Federației Rusă. Adică chestia asta tot apropo negată, dar au dormit acolo, adică stimez să iasă în oraș, înțelegi? Despre asta mai vorbiți și niște politicieni din PAS și PPDA. Nu, asta fost... este absolut adevărat. Deci eu asta îl cunoșteam de la oameni din interiorul ambasadei și nu țin minte, mi se pare că Dodonius, credinat, îi țin acolo chiar cum mă tem că nebună să-mi fac ceva, să-mi trimat killer. Eu zic, vezi ce înseamnă? Zic, dacă când tu te înțelegi cu Plahotniuc și fașist tot că eu să nu mă pot întoarce în Moldova, zic, amut, o înțelegi cum asta? Când a fost președintele la Bălți, așa? Și acea întrevedere cu viceprimarul Grigorișin, uh-huh, la care urma să participați prin Skype. Eu am auzit toată discuția lor. Skype a fost pornit, eu auzeam toate discuțiile lor. Dodon tot îi spune lui Grigori, выключите этот телевизор, я не буду говорить по этому телевизору, я не буду непонятно с кем говорить по этому. Да Григорий Жинский, кусатый не непонятно, кто он, избранный примар Бельц. И у него к вам конкретные вопросы, как бы предложения, касаемо города. Пусть сюда приходит, если надо поговорить. Пусть, доме перешли, вы паникой. И три мура борбутся. Буль залезли один грустный смайлик, что факут он мертвый смайлик. Да, касталаса, ты мне звук куда? Да, конского врыбская. А? Era iritat? El era spărit de Domnul Filip. Domnul Filip, când Dodon mă vede, că era ziua vinului în Comrat, că era o vreo recepție, Dodon mă vede, pune bodyguardă, îndoaie capul, asta președinte de țară, vă dați seama, îndoaie capul și merge ca un... Știți cum? Când vine un bețăvan acasă, când se întoarce la femeie, 3 zile umblat brambură, o băut cu niresele tăs banii, o mai lăsat în zaloc și capra, și vine cu coada în tișoare acasă, ia că așa și Dodon, înțelegeți? Adică, ascultați, el e borză, eu sunt gata și l-am invitat din mai multe ori și prin portalul dumneavoastră, acum ne reprezint, ne privesc și ei, de la MAE, de la SES, și moldoveni, și rușcă. Eu sunt gata să merg în orice dezbatere cu domnul Dodon, cu hârtios, cu întrebări, fără curcani, fără normal, dar dacă el, vă dați seama, omul care discută despre viața mea și despre viața apropiaților mei ca despre un șurub care trebuie lichidat pentru a obține scopului politic, zirea Igor Nicolaevici. Deci s-ar putea ajunge și la acest scenariu? La care... Dumneavoastră, dacă vorbiți ca un șurub care ar putea fi, nu, dacă îl înșurubezi, da, bine, nu, îl scoți pe usate din nu, el ca din curs. Ascultați, nu trebuie să mă scoată. Dodon n-a să ajungă la alegerile prezidențiale. Ascult și vă spun eu. Dodon n-a să ajungă oamenii să-l dea jos, eu să am că mult mai devreme. Dodon acum doar de să meargă murdar, să mă răpească, pe urmă să iasă, să spui că ia разберусь, мы посадим всех в тюрьму, кто участвовал в похищении Усатого. Și profesorii turci au fost extradați. Da, au ieșit Vasile Bodner și nu au vrut să dăie pe nimeni. Nici pe Plahotniuc, nici pe Dodon s-au asumat el tot. Este implicat și Dodon? A? Este implicat și Dodon în această răpire? Cu profesorii turci? Da. Domnule Pelin, vă spun încă o dată. Și chestia asta a explicat-o foarte explicit domnul Vladimir Voronin, care a spus că în fiecare dimineață, el când vine la serviciu, ca președintele țării, el era informat de structurile de forță și unii se întâmplă. Adică, deci a fost un exercițiu prea complicat și prea dificil. Deci nu a fost că s-a sunat Vasile Botner cu șeful serviciilor din Turcia și în 10 minute la telefon sau în 2 ore au hotărât o problemă. O știut Dodon. Clar lucru că o știut. Dumneavoastră ați spus că există posibilitatea de a fi organizate alegeri parlamentare anticipate. Nu, așa Dodon vrea. Ca tramplină să mimeze însuși că rupe coaliția cu democrații, lor le dă tot contrabanda, tăte afacerile, să le conducă și el ca și cum scapă Moldova de Partidul Democrat, el vrea să interzică partidul lui Șor, Șor nu se pot înțelege nici că cum, Șor vrea să-l... Să-l lichideze. Așa. Să-l lichideze partidul. Partidul vorbim, partidul, da. Șor. Dar, iată, acum câteva luni ați fost în Marea Britanie, așa. Mai exact în Londra. Ce ați făcut acolo? De mai multe ori am fost. De câteva ori. Așa. Ce ați făcut acolo? Am avut chestii.
personale? Dacă erau chestii de ține de activitatea primăriei municipiului, pot să vin la răspunsul. Nu vreau să discut acest subiect acum, o să fie timp să discutăm. Dar ați fi discuții interesante. Acum ține o discuție, cred eu, va fi așa personal. Dumneavoastră aveți o soră în România, nu? Iar cetățenie română? Da. Da. Se ocupă cu activități civice. Are și o fundație care... Da. Acum sunt stabiliți în Viena de câțiva ani de zile. Da. Cum privește ea implicarea dumneavoastră în politică? Foarte negativ. Și sora și mama din prima zi erau contra că eu să mă întorc în Republica Moldova. Cum am înțeles minte, era toamna 2013, mai aproape de anul nou, când și mama și sora spuneau, te rog, nu te implica, nu ai acum nicio problemă, dar eu, într-adevăr, până în 2014, până nu m-am implicat în politică, cu afacerile erau ok, discutam cu conducerea, cu toate conducerile care au fost în Republica Moldova, în Federația Rusă, în alte state, nimeni nu mi-a pornit niciun dosar penal, niciodată n-am avut probleme cu organele de drept în Moldova, Rusia, România sau în orice stat din lume. Și cum am implicat în politică, vă dați seama că și sora mea, și mama, și tata, copiii, toți ei au suferit. Vă dați seama, toate filmele astea despre mine, toate insinuările astea, cu uitați-vă usate, usate cu automatul, m-a arătat publica trei ani de zile. Păi, dacă mâna au nou, mă duc să-i deschid, să fiu, poate să vă scot un model nou. Nicătâncă era o armă legală, deci... Dar cum au demonstrat ei, cu uitați-vă usate, cum înjură, folosind un limbaj de bandiți. Dacă înveți, deci o leac de doctor de al de Dodon, eu voi spune că fără înjurări nici nu mai poți. Înțelegeți? Adică... Și plus, știți cum? Totuși, eu sunt cu neajunsurile mele. Ce vă motivează pe dumneavoastră să participați atât de activ în viața politică? Ce simte Renato Usate atunci când, bine, adună mulțimi sau participă la diverse activități de ordin politic? Domnule Pilen, pentru unii e o satisfacție, viața... pentru alții e okay. Da, deci... Pentru mine personal, lucrurile bune care au fost făcute, care sunt apreciate de cetățeni, ăsta este spiritul meu principal de a merge mai departe. Deci, eu n-am fost, știți cum, adică cineva iată, făcea glume chiar pe seama la casele care le-am, deci unicul apartament care l-am cumpărat când deja eram în politică, în 2015, deci acest apartament, tot am cumpărat atunci bani. În care ne aflăm. Da, în care ne aflăm și l-am cumpărat înainte de alegeri de primar, că toți nu fiu acuzat. Chiar că Usate nu m-a venit primar și-a luat, adică am declarat bani, am achitat taxe. Știți cum, unul vrea vioane, altul vrea obsedat de colhozuri, de terenuri, mai multă lume investește în blocuri pentru a primi chirie pe urmă pe viață și rămâne și la copii. Eu toți banii care am câștigat, eu i-am dat la oameni. Da, eu în primul rând am asigurat părinții în Chișinău cu un loc de trai bun. Bunica e la Chișinău cu apartamente pentru copii. Deci după ce am organizat viața la toți oamenii apropiați din jurul meu, toți banii eu care i-am avut, absolut toți i-am dat la oameni. Dacă mă găsesc pe cineva, doar eu nu că am dat cum unii oameni de afaceri, 5-10% din cei ce câștigă donează, da? Eu am donat absolut toți banii mei și toți banii care eu am de gând chiar să pornesc niște proiecte în afaceri noi în UE, să toți banii care îi voi câștiga, oamenii au văzut cum i-am dat pe ceea și deci eu n-am nevoie de foarte mulți bani pentru a să mă întrețin pe mine, da? Deci pentru a continua să fac lucruri bune, cum le toate, adică în continuare să ajut oamenii, că eu sunt nevoit în situația de a să am un fond de rezervă. Iată, uitați-vă, mâine-i Paște, poi mâine-i Paștele, da? Da, suntem în ajun. Da. Problema cea mai mare azi cu medici și o cunoaștem test. Iată, azi am vorbit cu medicul șef la de la Fălești, da? Le transferă 100 de mii de lei. Mâine trebuie să am spus că Paștele se dau mai înainte pentru luna aprilie, cei ce am promis, câte 1000 de dolari la doctor, 400 de dolari la surori medicare, mă le dau pentru luna aprilie, adică nu aștept luna aprilie la cei din Bălți. Plus am decis să
mâine să mai fac... Deci acestea sunt niște agonisiri ale dumneavoastră, banii ăștia. Deci, sunt niște agonisiri, ați adunat acești bani din business. Nu, asta-s banii, eu am luat un avans pentru mașina Rolls-Royce, deci deoarece astăzi este, deci de al transporta nu e problemă, deci este o problemă, trebuie să-l scoți de la evidență, ca să-l scot în afară țării să-l vând. M-am înțeles cu cineva, mi-a dat un avans, deci ăsta sunt banii la Rolls-Royce care, cum am promis, vor fi cheltuiți, nu că îl vând ca să dau și să-mi cumpăr altul sau nu știu, deci toți deci... banii ăștia vor fi donați după ce statul m-a refuzat să organizez acest avion charter. Le-au interzis agenților economici să folosească avionul deci gratis. Deci Rolls-Royce-ul e vândut? Rolls-Royce-ul, da, sigur. Adică am luat avans, vă spun, eu nu-l pot exporta, nu pot să primesc toți banii din cauza că nu-l pot scoate din țară, adică am e închis. Și acum ați începeți o campanie de, nu de caritate, dar de donații, de ajutor a medicilor, a cadrelor medicale. Da, așa. Da. Pe lângă acești bani pe care i-ați obținut din vânzare, să îi obține în întregim din vânzare, dumneavoastră mai aveți alte agonisiri? Da, sigur. Toate sunt în declarație. Domnul Pilin, eu am indicat toate ceasurile. Eu n-ascund cum o fac, că e de la mama, că e la sora, că nu știu unde. Deci toate sumele, sute de mii de dolari care sunt, deci toți banii găsesc declarația mea. N-am ascuns, nu ascund și nu voi ascunde. Deci eu am bani pentru... Eu am nevoie astăzi în continuare să am niște rezerve de bani doar pentru a continua să fiu toată viața independent. Fără a fi independent, să faci politică, sau vă dați seama că n-am venit eu primar cu, în 2015, era salariul de primar 6500 de lei, a doilea oraș din țară, da? Cu 300 de euro pe lună. Chiar îi credeți pe cei care au lucrat până la mine cu 6000 de lei pe lună, au lucrat cinstit? Eu am fost cinstit, că eu tot timpul am fost protejat, adică eu m-am... Bine, ați avut independență financiară. Da, am avut independență financiară și am susținut foarte mulți oameni onești ca ei în continuare să fie independenți. Și asta este, știți cum, dacă am trăit eu toată viața mea cu proverbul în limba rusă, da? Doar când m-am întors, pe toate billboard-urile din țară era scris «Сила в правде». Eu fiind student la Олег Урусой din Бълз, Юлия Семеновна, doamna Munteanu, restul profesorilor, dar care m-au învățat. Ei mă cunosc când eu aveam părinți profesori, eu nu aveam bani. Că mama, pentru asta trebuie să-i mulțumesc în genunchi, făcea lecții adăugătoare ca să aibă posibilitatea să-mi dăie niște bani să am de mâncare. Și eu, dacă în 2-3 zile cheltuiam toți banii, că veneam și dădeam pâine la copii vis-a-vis de universitate. Adică toți cei care mă cunosc din anii și acum înțeleg perfect despre ce vorbesc. Înțelegeți? Vreau să vă întreb. Și a doua, pe lângă faptul Сила Правды, ce mi-a отличаясь от всех остальных? Волк от льва отличается тем, что волк никогда, в отличие от других, не выступал в цирке. Так, астая ситуация. И дается слей, care e leu, care e curcan, care e cu cap de leu și cu corp de curcan, de-amă cetățenii vă. Pe final, domnule primar, că suntem în ajun de Sfintele Sărbători Pascale, ce mesaj le-ați dori moldovenilor? Eu, bălțenilor și la toți cetățenii din Moldova, vreau să le doresc sănătate, vreau să le doresc răbdare ca să ieșim cât mai rapid din această criză, din această pandemie. În noaptea de Paști, la orele 12:00, eu voi ieși la terasă, voi ieși la balcon, cu o pască să spun de la balcon la vecini Hristos a înviat. Este o situație pentru noi nouă, să ne felicităm cu Paștele stând la geamuri sau la balcoane. Dar astăzi, pentru a fi sănătoși, pentru mai rapid de a ieși din această criză, este, eu consider, unica soluție corectă. Toți suntem creștini, Dumnezeu o să ne înțeleagă și trebuie să ne rugăm ca, știți cum, a fost o lecție pentru o țară întreagă. Cineva a spus, dacă vrei să distrugi o țară, distrugi sistemul de învățământ și sistemul de sănătate și țara va dispărea. Și astăzi, noi, cu ochii noștri, privim că este adevărat. Și primul lucru, când se dă Dumnezeu trecem de toate, că, da, eu am luptat, lupt și voi lupta cu corupția toată viața mea, în toate eșeloanele care vor fi. Dar
fără învățământ și fără reforme serioase în învățământ și în sistemul de reforme în învățământ și sistem medical, adică nu mai putem merge înainte. Asta trebuie să o hotărâm. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Stimați utilizatori a portalului de știri Nord News, astăzi l-am avut alături de noi în cadrul unui interviu pe primarul de Bălți și liderul partidului nostru, Renato Usatăi. Eu mă numesc Dumitru Perin și la noi reauziri. La revedere!